Bună seara, dragii mei, Mihai Racovician. Emisiunile Cadastrul pe înțelesul tuturor și Dialogul Constructiv Salvează România și astăzi lansăm o nouă rubrică. Avem un aspect special, deosebit de important pentru colaborarea pe care ne-a asigurat în perioada în care am fost, să zicem, colegi, după aceea ca demnitar al statului român, a văzut o chestiune foarte importantă în ceea ce derulăm noi și pentru că este o persoană importantă, ne-am permis să lansăm o nouă rubrică despre omul de lângă noi, o viață dedicată profesiei, lecții de viață, împreună cu domnul Ovidiu Virgil Drăgănescu. Domnule Drăgănescu, bine ați venit la emisiunea noastră și ne simțim onorați să dezvoltăm o emisiune de suflet. Pentru că în ziua de astăzi foarte multe emisiuni n-au suflet. Bună seara! Bine v-am găsit! Domnule Ovidiu Drăgănescu, că reapare sufletele. Contribuim împreună și suntem convinși că vom reuși. Ce știm despre omul Ovidiu Drăgănescu? Aș vrea să începem cu începutul. De unde vă trageți? Păi, ca orice timișorean, am o origine și bănățeană și extern bănățeană. Odată bănățeană din Banatul Montan, chiar din zona frumoaselor chei ale Prudăriei, acolo unde acum sunt foarte faimoase cele 22 de mori din deja foarte cunoscută rezervație mulinologică a Banatului. Acolo este filonul matern, filonul patern vine de dincolo de Carpați, adică a venit de dincolo de Carpați în Timișoara, de lângă Târgu Jiu. Eu, ca timișorean, am parcurs toată dezvoltarea mea, de la grădiniță, școală primară, liceu, exact în centrul Timișoarei, pe Bulevardul Loga, liceul Loga, nu doar strada Loga, deși atunci se numea Victoriei, pe vremea comunismului, după ce anterior a fost botezată Nikos Beloianis, un comunist grec foarte cunoscut în Comintern. În fine, nu mai contează. Apoi Politehnica din Timișoara, dreptul, început tot aici la Universitatea de Vest și o carieră destul de lungă, atât bogată, în Parlament, bogată, într-adevăr, în administrație publică locală. Este o dedicată profesie. Cadru didactic, atât în domeniul politehnic, în rezistența materialelor, mecanică rezistența materialelor, cu ce se mai completa atunci norma cu geometrie descriptivă de desen tehnic. Apoi, după ce am terminat facultatea de drept, am fost și sunt și în continuare cadru didactic asociat la Universitatea de Vest, la Facultatea de Științe Politice, Filozofie și Științele Comunicării, unde predau materii de drept administrativ, sisteme administrative comparate, funcția publică, deontologia funcției publice, deci materii de genul acesta. Până nu de mult eram oarecum separat de viața politică și publică, ca să-i spun așa. Am revenit în primăvara acestui an în instituția prefectului Timiș, acolo unde am mai fost prefect în perioada 2005-2009. După ce anterior, cum vă spuneam, am fost 4 ani, 96-2000 plus încă 4, 2000-2004, două mandate în Parlamentul României. Am avut și o interesantă perioadă de dezvoltare, nu îi zic neapărat personală. În perioada 92-96 a fost primul mandat la nivelul României, mandat de noi aleși locali. Am fost consilier local atunci la Consiliul Județean Timiș. Era perioada când președinte era domnul Viorel Coifan, care a fost primul președinte al Consiliului Județean Timiș după perioada comunistă, ales direct. Deci un parcurs destul de lung, destul de divers, oarecum complicat,
În același timp sunt, spre deosebire de fostul mandat în conducerea prefecturii, astăzi trebuie să împart activitatea din prefectură cu activitatea de tătic și cap de familie. Am doi copii, să vă trăiască. Un băiat de 10 ani, fetiță de 6 ani. Și evident, după 12 ani de la plecarea din funcția aceea, acum și fiind părinte, vezi oarecum ai așezat toate lucrurile, inclusiv administrația. Deși dacă tot vorbim de administrația, s-a complicat foarte mult în ultimii 12 ani, s-a birocratizat foarte Haideți mult. Haideți să nu trecem mai departe, domnul Drăgănescu. Haideți puțin de tot, da. Revenim totuși cu picioarele pe pământ și să ne amintim că știți cum e, cine nu își cunoaște istoria, riscă să o repete, zicea Iorga. Și hai să zicem așa, ce își aduce domnul Ovidiu Drăgănescu aminte despre liceu? Perioada aia de liceu, ce v-a marcat pe dumneavoastră ca tânăr? Eu am început clasele 1-4 aici pe stradă, pe Cedeloga. Atunci clasele 1-4 se făceau ca și astăzi doar la liceul pedagogic. 5-12 apoi la liceul Loga, exact cum se face și astăzi. Iar cele mai importante lucruri, evident, fiind liceu de mate fizică, sunt perioadele acelea petrecute în compania unor profesori foarte buni, foarte, nu chiar foarte, dar destul de severi. Dar nu știu dacă se știe, în afara Gazetei Matematice, care era editată de Ministerul Învățământului la București, mai exista o singură gazetă matematică la Timișoara și era elaborată de profesorii de matematică din liceul Loga, în principal de cei din liceul Loga. Am avut niște mari profesori, atât de mate cât și de fizică. Pe aceștia îi țineam cei mai bine minte, deoarece fiind liceu real, pe vremea aceea mate și fizică erau reginele școlii. Am avut profesori buni, unul dintre ei, de exemplu, este de ani și ani, nu știu dacă mai este și astăzi, după Revoluție a plecat în Statele Unite și a fost peste două decenii antrenorul lotului de matematică al Statelor Unite, cu care Statele Unite s-au prezentat de multe ori la olimpiadele de matematică și au avut bune rezultate. Vorba de un profesor Tito Andreescu, dar l-am avut și pe profesorul Mihai Haivas, pe domnul Petru Nedin. Exact, cu domnul Nedin am făcut și eu la liceu de muzică fizică, mi-aduc parcă bine aminte. Da? Era un om foarte, foarte pregătit și foarte pretențios, ca să spunem, elegant. Da, și foarte bun pedagog, fiindcă poți să fii un mare fizician dacă nu știi să explici, să transmiți știința de la tine, posesor, ca profesor, spre elevii pe care îi ai în bănci, atunci degeaba ești un bun profesionist. Dar au mai fost și alții, de exemplu, când am fost prefect, am propus să fie inspector școlar pe județul Timiș, tot pe un excelent profesor de fizică de la liceul Loga, nu că terminasem eu Loga, dar oricum era foarte cunoscut, domnul profesor Sandu Golcea, care de asemenea, după ce a terminat mandatul de 4 ani de inspector șef școlar la județul Timiș, a câștigat printr-un concurs internațional postul de antrenor al lotului de fizică al Emiratelor Arabe Unite. Și cu ei a participat la olimpiadele asiatice, acolo unde regi sunt chinezii, indienii, Taiwanul. Deci o matematică foarte, foarte dezvoltată acolo și a reușit într-un an să ia chiar locul 3 la băieți, ceea ce e meritoriu în primul rând pentru antrenorul care a venit și a modificat acolo. Deci, în general, persoane foarte valoroase predau în aceste licee. Vedeți și astăzi campioni de olimpiade matematice sau fizice vin din marile licee timișorene, că sunt Loga, că e Grigore Moisil, că e Colegiul Bănățean sau că este liceu pedagogic, sunt vârfurile învățământului preuniversitar timișorean. Nu doar ele, s-au ridicat mult și generală 30, generală 24, în ultimul timp general 16, dar
liceele astea sunt cele care formează elita de mai apoi a orașului sau nu numai a orașului, fiindcă foarte mulți dintre absolvenții Timișoreni pleacă în Europa. Și mulți dintre ei, din păcate, nu se mai întorc. Asta era un specific al orașului, inclusiv în perioada comunistă. Aveam o glumă atunci, am un prieten, e un foarte bun specialist, nu știu ce, mai are un frate care e și mai bun, acela e în Germania deja. Și adevărul că foarte mulți specialiști excelenți pregătiți de Timișoara au plecat cu timpul. Timișoara are darul ăsta să fie un oraș care nu doar primește foarte multă lume din toate colțurile țării, dar și lansează foarte multă lume în Occident. Fiindcă și ochii Occidentului, spre al Germaniei, Austriei, Franței, chiar sunt ațintiți în general spre partea de vest a țărilor din Est, ca să spunem așa. La fel se întâmplă cu partea de vest a Ungariei, etc. Îmi pare bine că v-am provocat. Mi-a plăcut foarte mult modul de abordare al dumneavoastră cu pasiune despre valori. Pentru că se pare că sunteți o valoare și de-aia ne trebuiți și de-aia trebuie să ne dăm seama că sunteți. Am vorbit de valorile care le-am întâlnit. Sper să fi luat ceva de la fiecare, să fi luat nu atât severitatea, că unii spun că sunt profesor sever, dar să fi luat și dorința asta de a te autodepăși, de a învăța tot timpul, de a încerca să dai tot ce ai mai bun, de a încerca să fii la înălțimea studentului care se așteaptă să fie învățat ceva ce sigur să nu uite în viață, să-i fie folositor, să-l ajute în viață, să promoveze. Și am dat de foarte multe persoane valoroase și dacă nici în cele mai de elită școli preuniversitare sau universitare nu dai de oameni bine pregătiți, atunci chiar nu mai unde să dai de ei. Ce ne spuneți despre facultate, domnul Ovidiu? Păi am făcut o viața de studenție, că imediat ne apropiem de un reper, care nu îl dezvoltăm, dar îl amintim. Da. Facultatea iarăși a fost o facultate dură. Tehnologia construcției de mașini din Timișoara a beneficiat de unii dintre cei mai bine pregătiți, dar și sever profesori, cum erau profesorul Dodon, anul 4, la mașini unelte, profesorul Ioan Pop la Scula Șchietoare, care începea la fiecare curs era o demonstrație pe două table imense, care începea de la un mic unghi și apoi din relații în aproape cu tot felul de alte unghiuri se ajungea la două table efectiv desenate cu zeci de unghiuri, dacă nu și peste 100 de unghiuri, cu relații fiecare între ele, cu demonstrații perfecte, logice, extraordinar de coerente, pe care dacă erai foarte atent, le rețineai de la curs. Apoi, am început cu un profesor extraordinar de analiză matematică, domnul Petre Izvârceanu, un profesor de analiză matematică foarte bun și foarte riguros, în care fiecare cuvânt la fiecare teoremă, definiție, fiecare cuvânt era cu gramajul său special, dacă puțin lipsea un cuvânt din definiție sau în teoremă, teorema deja nu mai era bună. Și îmi plăcea la el că se oprea în momentul în care suna de pauză, se oprea din demonstrație la mijlocul unor relații și exact din punctul ăla, peste o săptămână, relua demonstrația mai departe, de parcă efectiv n-ar fi trecut o săptămână, ci doar câteva secunde de la fosta demonstrație. Profesor mare, profesor bun, am mai prins și pe celebru profesor de matematici speciale, Octavian Gheorghiu, am fost ultima generație care am făcut cu el, care deja preda cam alambicat, dar avea toată materia de matematici speciale în 6 volume groase, pe care în principiu ar fi trebuit să le învățăm. Acum cred că niciun student nu a știut toate acele 6 volume care reprezentau magna opusul a operei sale, dar iarăși faptul că ai lucrat cu oameni valoroși, că te-au pus la muncă foarte mult, că ai întrebuințat creierul foarte mult și nu numai creierul, și fizicul, deoarece pe vremea aceea
aveai cursuri, aveai laboratoare, aveai seminarii, aveai proiecte acasă. Deci, efectiv, în facultatea asta, în Politehnică, cel puțin s-a muncit aproape zi lumină. Nu zic zi și noapte, fiindcă erau și nopți care mai erau rezervate și distracțiilor, atât cât se putea pe vremea aceea în comunism, în perioada în care la ora 9 se stingea lumina în orice local erai. Au mai existat și perioade mai distractive, dar iarăși ideea asta platoniciană că învățatul matematicii, efortul depus pentru a învăța și a-ți utiliza creierul nu te ajută doar să înveți matematica sau materia respectivă, ci te ajută să gândești bine, să fii riguros, să devii o persoană cu un creier foarte organizat, cu o gândire carteziană, o gândire analitică, ceea ce este foarte important și în restul vieții care îți mai rămâne după facultate. Îmi pare bine că am încercat să descoper pe Ovidiu Brăgănescu un puțin de tot în profunzime, în sensul în care el s-a format pentru profesia pe care a urmat-o, pentru înfăptuirea binelui public, dar trebuie să mă duc spre Biblioteca lui Dumnezeu, profesorul Șofană, și ce pot să admir la dumneavoastră modul în care vorbiți despre profesorii dumneavoastră, care și-au dat viața pentru noi, ca oameni, să ne învețe, să ne dea o direcție, să ne dea o țintă. Și nu pot să mă duc decât la un psalm și să zic, încrede-te în Domnul și fă binele, locuiește în țară și umblă în credincioșie. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Oare mai este actual acest verset, domnul Ovidiu? Ei, ar trebui să mai fie actual, după părerea mea, deoarece modelele în viață sunt cele care ne formează. Dacă ai modele bune și, în primul rând, ca, eu știu, copil, nu prea știi ce să alegi. De aceea, părinții trebuie să fie foarte atenți ce modele îți propun. După care, evident, este și norocul școlilor pe care le faci, fiindcă al doilea formator al unui om pe lângă familie este școala. Mai importante decât familia și școala nu prea sunt așa. Evident, apar și prietenii, dar prietenii, fiind de vârsta ta, încă nu sunt niște oameni formați cu niște reguli, principii foarte clare, așa că de multe ori prietenii se mai pierd pe parcurs. În schimb, modelul acesta al dascălului, al pedagogului, care este important nu doar pentru știința care o transmite și dorința spre autodepășire, spre învățare, spre perfecționare, este și modelul persoanei respective. Niște oameni serioși, niște oameni sobri, niște oameni care setează niște limite până unde te poți duce, glumi, juca, vorbi, etc. Deci în viață este foarte important să știi și limitele. Domnul Ovidiu, mai avem modele? Pentru că dumneavoastră văd că îmi construiți foarte, foarte meticulos niște chestiuni de importanță fundamentală în mentalitatea unor tineri, în formarea lor. Mai avem aceste modele de care vorbim? Eu cred că mai sunt modele. Dacă le căutăm, din păcate, nu sunt probabil cele mai gălăgioase modelele în ziua de azi, modelele care ar trebui urmate. Aha, bine spus, bine punct. Fac cei care știu că nu pot să facă altceva decât gălăgie și atunci, din păcate, apare așa o confuzie a valorilor. O confuzie a valorilor și o confuzie a persoanelor, nu neapărat numai a persoanelor, o confuzie a drumurilor pe care trebuie să urmeze tinerii. Totuși a apărut în ultima perioadă, domnul Ovidiu, o sintagmă, analfabetismul funcțional. Și din nefericire, el a fost, să zicem așa, folosind un termen actual, implementat la nivel de virtute. Cum vi se pare dumneavoastră această chestiune? Pentru că dumneavoastră sunteți din 90 în politică, nu ați
Nu cred că ați avut astfel de viziune, ați dovedit-o prin tot ce ați spus acum. Cum explicăm această bolimă? Acum să știți că am studenți și azi. Fiecare toamnă apare câte o nouă generație de studenți cu care lucrăm. Sunt inclusiv în ziua de astăzi patroni de la universități, persoane care, în general, deși am putea spune că analfabetul funcțional nu pot să fie doar simplu analfabet și devine funcțional fiindcă totul știe să scrie și să citească, de multe ori însă nu știu să scrie corect, gramatical. Este o mare problemă pe care o vedem la mulți studenți în care efectiv, nu la mulți, dar sunt anumiți studenți în care vorbind cu șeful de catedră, încercând să mă mai sfătuiesc așa înainte de a pune notele la anumite examene, zic, îmi pare rău, dar ce văd eu acolo sunt probleme de clasa 6, 7, la scrierea corectă, la înțelegerea cuvintelor, la stâlcirea lor. Sunt probleme care normal nu ar trebui să le judec eu cadrul didactic universitar, fiindcă trebuiau să nu treacă acei copii de clasa respectivă până nu știu bine ce trebuia în clasa 5-a, 6-a. Avem analfabetism funcțional și asta ne arată faptul că în general sunt persoane în societate care nu reușesc să înțeleagă semnificația anumitor cuvinte sau dubla semnificație uneori sau anumite jocuri de cuvinte sau anumite construcții frazeologice pe care ei nu le percep și lucrurile astea pot duce inclusiv la conflicte sociale, fiindcă sunt persoane care pur și simplu nu înțeleg anumite analize, nu înțeleg anumite lucruri și atunci apar interpretări greșite care sunt concretizate apoi în percepția unor atitudini greșite, greșit interpretate. Este destul de dificil. Eu mă gândesc că noile generații cam, și au apărut deja multe studii în acest sens, în special după 90, a pătruns foarte mult aparatele astea care ne cuceresc instant zona asta vizuală, că e televizor, că e calculator, că este laptop, că este azi telefon, că eu știu ce va mai apare în viitor. Ori lucrurile astea, cu cât sunt folosite mai de la o vârstă fragedă, duc la o lipsă de exersare a creierului. Ori acum este demonstrată inclusiv plasticitatea membranei creierului, adică drumurile care le faci din gândire, evident la niște dimensiuni ultra, ultra de nivelul miimilor de micron, creează niște drumuri. Sinapsele își dublează drumurile dacă le pui mult la gândire. Toate rețelele astea, ori dacă nu gândești în abstract, nu ai gândirea asta abstractă, cum este matematica, fizica, dacă totul este vizual deja explicat, creierul nu mai face efort să-și reprezinte ceva. Deci ce ați recomandat, domnule profesor, acum, nu vă supărați că tot vă întrerup, pentru că sunt niște lucruri care trebuie să le punem în evidență și vreau ca să nu fie un discurs de lemn. Vreau ca să diversificăm subiectele, nu vreau să vă pierd din valoare, pentru că așa îmi place mie să pun în evidență un om care are ceva de spus, care să dea lecții de viață. Deci, domn profesor, ce facem ca să reducem? Pentru că nu putem elimina, trebuie să fim conștienți de treaba asta. Ce ați recomanda pentru a se elimina astfel de situații? Păi, în primul rând, ar trebui niște studii făcute la timpul lor și studii corecte. Adică facultăți care să le treci efectiv prin eforturi, orice presupune efort, cu atât mai mult o facultate unde deja nivelul de informație, nivelul de studiu sunt mult mai ridicate. După aceea, dacă se dorește continuarea, asta e o altă problemă. Mulți fac facultatea doar ca să aibă diploma și nu mai continuă în domeniul respectiv. Dacă vor să continue în domeniul în care au făcut facultate, atunci trebuie un tip de învățământ permanent, o permanentă adaptare, un master, un doctorat, ceva pentru îmbunătățirea
informațiilor pe care le ai în domeniul respectiv și pentru perfecționare, dar în același timp trebuie și studiul pe care îl faci la locul de muncă. Fiindcă vedeți, de exemplu, la instituția prefectului, care este o instituție foarte importantă, este extensia în teritoriu a autorității statale centrale. Odată în sine este reprezentant al Ministerului de Administrație și Internelor, după care ea coordonează toate activitățile ministerilor și altor organe centrale. Aici trebuie să citești toată ziua legi. Legi, 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 să știi, să le... Deci nu-i voie să ajungă o analfabet funcțional acolo, nu? Acolo nu prea au și dacă ar ajunge, nu ar rezista efectiv, fiindcă nivelul... Da, da, vedeți, am avut un interviu cu domnul Zoltan Maroșii, pe care dumneavoastră l-ați avut ca subprefect în perioada în care noi am colaborat excepțional. Și aici intervin și spun că sunt dator să mulțumesc atât prefectului Ovidiu Ganz, cât subprefectului Zoltan Maroșii, și când am lansat în spațiu public un proiect care se numește Cadastru și rolul acestuia în economia de piață cu aplicabilitate în administrația publică locală. Un lucru excepțional. O idee foarte generoasă. Și domnia sa a fost invitat la emisiunea de la Radio România Antena Satelor de către noi și s-a pus o întrebare de către cei de la București. Totuși, cum te sunteți în echipa lui Racovician? Domnia sa mi-a răspuns foarte simplu, nu mie, la radio se poate asculta emisiunea în 3 decembrie 2015. Păi știți, noi avem două tipuri de oameni care ori de câte ori îi dai de lucru, vine și îți spune cum nu se poate face și mai vine la tine, tu îi mai spui cum să rezolve problema, din nou vine și îți spune că sunt foarte bine pregătiți, foarte, foarte bine, și presupun că de acolo s-au informat de la prefectură, că s-au lovit de multe ori, că a fost mai mulți ani prefect, și dacă te duci la Racovician și dai o temă până nu o rezolvă, nu se lasă. Și te îi place să fie cu mine în echipă. Totuși, n-aș vrea să intrăm în sfera asta deocamdată la emisiunea asta, însă sunt probleme. Cred că a sluji românii însemnează să le găsesc soluții. Sunteți de acord cu mine cu această afirmație? A fi de acord să? Găsesc soluții pentru problemele românilor. Păi pentru asta te plătește românul. Și românii pentru asta te plătesc. Răspuns. Este singurul scop pentru care fiecare român își rupe din salariu, din venit, ca să plătească niște impozite, să țină o administrație publică. Nu, ăsta este scopul administrației publice și al statului, în general, să-i servească pe cei care l-au creat, cetățenii. Deci, domnul Drăgănescu, aici va trebui să dați niște legi. Trebuie să plece. Deci, domnul Drăgănescu, aici va trebui, la recomandarea unor oameni cu care stau de vorbă, s-au bucurat foarte mult să audă că suntem împreună și sperăm să primim lecțiile de care avem nevoie despre administrație, despre modul cum se lucrează, despre rolul fiecărui funcționar public. Cred că sunteți în măsură, pentru că aveți și experiență, aveți și capacitate din toate punctele de vedere, să purtăm aceste dialoguri ca să înțeleagă lumea. Binele cetății trebuie înfăptuit, nu declarat. La noi în România există o zicere. O lege durează 3 zile și dacă reziști 3 zile, după aceea mai trebuie să o aplici. Eu zic că acum sunt foarte multe legi. Nu știi care să o mai aplici. În domeniul administrației publice sunt peste 1000, deja cred că 1200 de acte normative. Că sunt legi, ordonanțe încă netrecute prin Parlament, norme metodologice de aplicare, ordine ale ministrului, ordine comune ale anumitor miniștri, că sunt hotărâri de consilii locale, județene, că sunt tot felul de alte acte normative, s-a ajuns la o aglomerație incredibilă. Aproape în orice domeniu este posibil ca o lege să-ți dea voie, să-ți ceară să faci ceva, și să existe pe altundeva, tot în domeniul respectiv, niște prevederi care să nu te lasă să faci acel lucru. Și trebuie să fii foarte atent. Da, un exemplu, legea 50.
Legea 50 privind construcțiile este ceva incredibil. De la apariția ei, cred că n-am numărat recent, dar peste 40-50 de modificări sunt. Și nu sunt de substanță care, la ora actuală, ce să mai discutăm? Legea cadastrului, 45 de ori. Legea fondului funciar, peste 40. Deja lumea nu mai înțelege nimic. N-avem Consiliul Legislativ, domnul subprefect. Avem, Consiliul Legislativ există, este pe lângă Parlament. Dar cine conduce? Am uitat. El întotdeauna, înaintea fiecărei legi, nici nu știu dacă mai pot și ei analiza acolo, trebuie să dea un punct de vedere, Consiliul Legislativ. Un punct de vedere asupra legii respective, să le spună la parlamentarii care intră în dezbatere cu proiectul respectiv de lege, în ce domeniu se aplică legea, ce alte legi conexe mai sunt acolo, ce prevederi de acolo ar trebui modificate din proiectul legislativ, mă refer. Deci lucrurile astea cred că încă sunt făcute. Eu nu mai sunt de ceva timp în Parlament, dar presupun că lucrurile astea încă se întâmplă așa cum erau în perioada 96-2004, când am fost eu în Parlament. Dar pe lângă aceste observații tehnice care vin din partea Consiliului Legislativ, oportunitatea, voința politică, voința legislativă aparține efectiv legiuitorului. În Constituție scrie foarte clar, orice imperativ este nul în cazul parlamentarilor, deputaților, senatorilor. Deci ei au voie să facă orice, evident, dacă au și majoritatea pentru a modifica legi. Dar eu am observat că, din păcate, multe legi se modifică absolut, de multe ori, se modifică absolut clientelar. Se modifică o lege doar într-un anumit articol care bloca, eu știu, o anumită activitate. Se dă acces construcțiilor în zonele apropiate de pășunile montane. Păi articolul ăla efectiv vine și doar taie unu, două articole din legea precedentă, doar pentru a face loc anumitor interese ale anumitor grupuri de interese, le spunem așa, sau doar ale intereselor parlamentarului respectiv. Adică nimeni nu se mai ferește în ziua de azi. Domnul Ovidiu, din nefericire trebuie să vă spun că timpul dumneavoastră zboară și v-am spus de la început, la pregătire, că nu trebuie să vă pregătiți în mod special, că atât avem de discutat constructiv, pentru că noi trebuie să construim și mi-a plăcut faptul că ați afirmat că trebuie să acordăm o speranță celor care ne aud. Deci în România trebuie să venim cu o altă paradigmă, să venim cu soluții, să venim cu idei, cu probleme. Știu că ați fost un om foarte activ la Revoluție, dar subiectul ăsta am să vă invit în luna decembrie, că în luna decembrie vreau să organizăm. De anul trecut am început, de fapt, am dedicat luna decembrie pentru că Revoluția Română de la Timișoara, și cred că aici sunteți de acord cu mine, a fost o revoluție profund creștină. S-a bazat pe 5 principii. Există Dumnezeu, Dumnezeu este cu noi, El vine iar. Rugăciunea domnească Tatăl nostru, care a fost rostită de suta de mii de oameni din Piața Operei, și de asemenea libertate. Tot timpul românii și-au dorit această libertate. Ce părere aveți dumneavoastră despre Revoluția Română? Revoluția Română este un capitol aparte în viața noastră, a celor care am trăit-o. Putea spune chiar fără modestie că am mai și înfăptuit-o pe aici, pe la Timișoara. Evident că a fost o revoluție care a avut elementul ei absolut creștin, mai ales prin faptul că totuși s-a pornit din fața casei unui pastor care era în conflict cu statul comunist. Dar plecând de acolo, de la primul pas al Revoluției, ajungând până în Piața Operei, acele întoarceri tot timpul spre catedrală, privind spre cupolele frumoasei noastre catedrale și rugându-ne, evident, cu speranța că vom scăpa vii de acolo în primele zile, fiindcă asta era cam cea mai mare problemă, cum să scap viu după ce colegi, prieteni de-ai tăi, oameni cu care ai fost umăr lângă umăr, cu o zi, cu două, cu trei înainte, pieriseră, împucați foarte clar, știm noi de cine. Deci părerea despre Revoluție este un subiect atât de larg, de special, de intim chiar pentru fiecare persoană care a trăit Revoluția, încât
E greu să o exprimăm în cuvinte. Evident, 1990 a fost anul, al doilea an de naștere pe care l-a avut fiecare român. Fiecare avem un an al nașterii noastre, când am apărut pe lume, dar ca oameni pe acest pământ, cel puțin în România, noi cu toți am renăscut în 1990. Frumos, domnule, frumos, excepțional, excepțional. Altceva, am început o nouă viață, efectiv. Și acum, pentru că trebuie să închidem, vreau să vă citesc tot din Biblie, pentru că mie îmi place Cuvântul lui Dumnezeu și este viu și lucrător pentru toți. Și vreau să fac un îndemn pentru toți timișorenii care ne aud sau oricine din țară vede. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărat și pentru toți cei ce sunt înălțați îndregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Domnule subprefect, m-am simțit onorat să fim împreună, să deschidem o serie de emisiuni despre omul de lângă noi, o viață dedicată profesiei. Lecții de viață. Este necesar ca oamenii să audă o altă variantă, o altă paradigmă, o altă, un alt discurs în care să îndreptăm lucrurile. Vă felicit pentru modul cum ați apreciat profesia din dumneavoastră. Probabil că așa veți fi apreciat și dumneavoastră în viitor și Dumnezeu să vă dea sănătate că vă dați viața pentru copii, pentru studenți. Și eu am predat la universitate și de-aia vă spun că mi-s dragi copiii, ei sunt viitorul nostru. Și în final vreau să vă rog să înțelegeți că lumea așteaptă o speranță. Haideți să le aducem din toată inima și fie ca bunul Dumnezeu să binecuvinteze România, să binecuvinteze pe toți românii, oriunde ar fi, orice ar face, orice profesie ar avea, fie că e profesor, fie că e demnitar. Să le dea Dumnezeu sănătate, putere de muncă, să îngrijească grădina Maicii Domnului România. Doamne ajută și dă bine!